Bună tuturor celor din Zodia sau care veți ascendentul sau luna Zodia Leu și bine v-am regăsit la citirea specială de sărbători. Să vedem cum o să petreceți, cum o să fiți, cum o să vă simțiți de Crăciun, dar și uh, la cumpăna dintre ani. După cum știți, Înainte de toate, vreau să vă urez sărbători fericite, cu multe împliniri, cu multe bucurii, să aveți parte de un an mult mai bun față de cel ce a trecut și pe zi ce trece să, să vi se îndeplinească fiecare dorință și fiecare gând pe care voi îl doriți materializat. După cum știți, dacă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă doriți aici rămâne la plicere fiecare dintre voi, să-mi lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video. Să știți că vă mulțumesc din tot sufletul. Voi de Crăciun sunteți foarte puternici, sunteți în sânul familiei, faceți și drumuri scurte, dar vă văd așa înflorind creșteți din punct de vedere spiritual și faceți planuri pentru anul ce vine, mi-apar situații noi, mi-apar vești bune, mi-apar planuri, proiecte pe care le gândiți și pe care le veți materializa anul ce vine. Puteți avea de-a face cu Zodia Berbec, Taur, Fecioară Capricorn, Leu Săgetător. Va fi o perioadă foarte intensă în care veți comunica foarte mult, veți interacționa, dar mi apare și o creștere spirituală. Sunteți pe colme înalte pentru că vă văd foarte visători, prin de speranță și parcă trebuie să alegeți între a vă elibera de o situație sau a, a mai avea răbdare. Nu știți să vă urmați visul sau să rămâneți pe loc să vedeți ce se mai întâmplă sau dacă puteți descoperi ceva mai mult poate aveți o funcție de conducere poate veți munci dar veți avea o sclipire divină da? aveți parte de o deschidere spirituală puteți avea de -a face cu zodia săgetător, zodia vărsător aflați lucruri pe care de care nu ați știut, pentru că aici văd că blocați tot ceea ce este fals, mincinos, ce ascunde adevărul și găsit soluții și variante la tot ceea ce vă încântă. Poate fi vorba și de cumpărături, de planurile acestea de viitor. După cum v-am spus, veți fi în sânul familiei. Poate fi și o perioadă sau o zi două în care să vă simțiți mai plictisiți, mai fără energie, fără chef Poate vreți să faceți și altceva Și emoții, foarte multă emoție, puteți să vedea faceți cu semne de apă, rac, scorpion sau pești Poate vreți să ieșiți din rutina zilnică și nu puteți pentru că mai aveți anumite sarcini de dus la îndeplinire mi pare foarte multă activitate și pe pla planul acesta a internetului, întâlniri Văd și dorința de a câștiga sau de a deține control într-o anumită situație, într-o anumită conversație, apare și un progres, adică rezolvați probleme, până de revelion voi rezolvați probleme și parcă treceți așa prin valuri, cu multă ușurință veți rezolva acele lucruri. Multă curiozitate, multă dezvoltare, cunoștințe noi care vin la timpul potrivit. Uh, promisiuni, angajamente serioase, poate ieșiți, poate interacționați mai mult, lucrurile încep să se așeze din ce în ce mai bine viața voastră și începeți un lucru nou. Clar aici vă faceți planuri de viitor, clar anul ce va veni vă prinde într-un nou proiect, într-o nouă relație, la un nou loc de muncă, într-o altă variantă sau sursă de venit, vă văd pe un post de conducere sau sunteți mai porniți ca niciodată, să ajungeți mai sus uh, și vă îndreptați sau vă, vă, vă prindeți de, sau veți întâlni o persoană care, alături de care veți crea lucruri incredibile. Din nou mi-apare un berbec, un berbec, poate fi o persoană influentă. Vin mesaje, vin vorbe bune, persoane care vă intră în casă, vă intră în suflet, multă dragoste, multă simpatie dorința aceasta de un nou început, foarte multă promovare, nu știu, poate ați întâmpina niște frici pe comunicare, pe evoluție, pe poate ați fost un pic mai introvertiți sau nu ați socializat foarte mult în ultimul timp. Ei bine, de Crăciun, toate fricile, temele, sacrificiile pe care le-ați făcut voi scade în intensitate, tot ce vă panicat, tot ce v-a ținut pe loc și vin valuri de succes. Vă văd și în mediul public, dacă activați în mediul public, să știți că veți fi foarte apreciați, căutați, căutați și variante pentru casă, nu știu, sunt multe discuții și legate de casă, multe mesaje, ajutați pe cineva să ajungă la o destinație, îndreptați către casa voastră. Sunteți într-o energie foarte bună, foarte activi, dar vor fi și momente de plictiseală. După Crăciun, înspre Revelion, probabil aici primiți o propunere legată de un drum, să mergeți undeva, nu prea ați vrea să mergeți, adică nu știți, sunteți așa în dubii, să mergeți, să nu mergeți... Simțiți că ceva nu este în regulă acolo, dar vă văd urmărindu-vă interesul. Vreți să încheiați anul acesta în echilibru, cu toate lucrurile așezate și vă vin vești bune. Nu știți ce vă așteaptă în viitor. E o tare mic și în perioada următoare, dar cum până dintre ani, perioada 28-30 decembrie, o să vă prindă pe voi pe val. Uh, mi-apar niște, puteți avea de face cu un rac, în uh, volanță vărsător, uh, berbec leu săgetător, uh, pești și scorpion. Uh, cred că este vorba de uh, sunt multe drumuri de făcut și apare oboseală, mai trebuie să faceți niște cumpărături, trebuie să vă întâlniți cu nu știu care să rezolvați o problemă, uh, posibil ca voi între ani să munciți între, între Crăciun și Revelion, pardon, mi-apar foarte multe vești, și să știți că apar semne divine, clar. Semne divine, vi se deschid noi, oportunități, persoane care vin, persoane care vă caută, persoane care socializați, inclusiv de la persoana iubită, dacă este plecată la drum, primiți vești. Aflați despre trădarea cuiva, dar o eliminați instant. Instant, Ea, uitați cum pică această falsitate, cum pică egoismul, răutatea manipularea cuiva, o persoană care va încerca să vă tragă în jos va fi distrusă, iar voi veți începe lucruri mărețe, pentru că e ca și cum ați planta sămânța succesului pe plan sentimental, pe plan profesional. V-am zis, comunicați foarte mult, străluciți, mi-apar persoane din trecut care o să vă caute, apare și o împlinire o mutare, aflați ceva despre o mutare, schimbări bruște care apar de direcție, o îmbunătățire care vine pe repede înainte, o șansă care vă dați cu cineva. Deci cred că tot ce vă plănuiți Fix în momentul ăsta nu o să coincidă cu ceea ce o să vină, pentru că vă văd un pic uh, cu gândul, ce o să mă aștepte? O sumă de bani, un drum, un noroc, în dragoste, Sunt lucruri legate de viitorul vostru, probabil cel mai probabil de anul ce vine. Și este norocul vostru, este mâna voastră, vorbiți cu cine trebuie și vă ajută. Pe dragoste, din nou, mi apare un noroc. Vine cineva către voi, vă declară dragoste, vine mai pornit, mai sigur ca niciodată, cu o abundență așa emoțională, cu niște declarații pe care nu le-ați mai auzit de la această persoană, pentru că văd foarte comunicativă și vă plănuiește revelionul, pentru că văd aici multă împlinire și pe familie, și pe relațiile de dragoste, și pe muncă, și pe bani. Uh, discuție după amiaza. Aici cred că de revelion ieșiți undeva, dar vă și întoarceți acasă. Este un drum scurt, de dute vino. Vă duceți și vă întoarceți. Uh, poate aveți uh, de cumpărat ceva pe ultima 100 de metri, vi se strică ceva pe ultima 100 de metri sau ați uitat să cumpărați ceva și vă duceți până nu se închid toate magazinele, că vă văd așa în forfotă, agitați. Să ajungeți la destinație, puteți da un telefon să vă cumpere cineva și mai puteți avea o discuție cu o persoană care văd că vă cam trage de limbă, aici trebuie să aveți grijă pentru că văd această persoană foarte pornită către voi să afle de succes sau cum ați ajuns în punctul acesta, dar sunteți foarte siguri pe voi, multe relații de prietenii, v-am spus, voi veți fi în centru atenție și chiar veți fi pe val din punct de vedere al succesului, din orice punct de vedere, din orice unghi. Chiar puteți primi idei strălucite vis a -vis de anul viitor, dacă de exemplu acum nu aveți un loc de muncă și sperați că poate la anul găsiți ceva, cu toate persoanele cu care veți interacționa în perioada Crăciun, Revelion, deci toate persoanele acestea au un rol important în viața voastră dintr-un anumit punct de vedere. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!